aproximativ 5-600 de pompieri, în funcție de fluctuația celorlalte, să spunem, zile libere, concedii și așa mai departe. Putem spune că în cursul zilei de ieri au fost mai mult de 1000 de pompieri care au încadrat aceste autospeciale de intervenție capabile să acționeze pentru acest tip de urgență. Pe parcursul ultimelor 24 de ore, cifra totală este de peste 2000 de intervenții gestionate. Este evident faptul că autoritățile locale, prin ADP-urile de sector, au gestionat un număr semnificativ de intervenții. În ceea ce privește îndepărtarea copacilor, s-a încercat prioritizarea acestora, în special acolo unde era blocată calea de rulare, calea rutieră și respectiv calea de rulare a tramvaiului și a mijloacelor de transport în comun în general. A fost un caz fără precedent, în mod clar, cel puțin pentru acest tip de fenomen meteo. Nu ne-am mai confruntat cu așa ceva și o situație specială impune și măsuri speciale.